Să începem cu domnul Toma Constantin, primarul orașului Buzău și vicepreședinte al Asociației Municipiilor din România. Vă rog, domnule primar. Bună ziua, mică corecție. Sunt membru în comitetul director la Asociația Municipiilor din România. Hai să încep într-o mărturisire. Buzău nu este Smart City. În cele două sondaje făcute, primar la prima ediție, așa, în cele două sondaje făcute pe bani mulți, cu profesioniști, în iunie, în mai 2016 și până în octombrie, tot 2016, înainte de cele două alegeri locale și generale, la întrebarea ce-și doresc buzoienii de la viitorul primar și de la viitorii parlamentari, în vară, pe primul loc asfalt, pe locul 2 câinii vagabonzi, pe locul 3 spații verzi, curățenie, prețul apei. În toamnă, pe locul 19 era educația. În toamnă s-au pus întrebările diferit, pe locul 1 asfalt, pe locul 2 asfalt, pe locul 3 asfalt, pe locul 4 asfalt, educația nu mai era deloc. Și eu ca primar acum, ce fel de smart city să construiesc în condițiile în care învățământul, probabil că în toată țara, a coborât extraordinar de mult, să intră în licee cu 1.30 și majoritatea fac și facultate și de fapt nu știu nici limba română. Și am zis atunci, plecând de la o definiție dată de Stanford Institute, stau în lumină, eu vreau să stau la semi-umbră așa, da? Chestia asta îți vine noi, îți fug toate ideile așa peste tot, nu mai poți să faci nimic. Și prin 2000 am citit o definiție foarte interesantă, a ceea ce înseamnă dezvoltarea unei comunități. Și spune acolo chestii foarte interesante, care m-a marcat și am și încercat să creez o chestie practică din treaba asta. Spunea cam așa, dezvoltarea unei comunități constă de fapt în creierea și îmbunătățirea capacității de dezvoltare economică, educațională, socială și culturală. Pentru că, până la urmă, un oraș smart, cred că este un oraș în care oamenii sunt mai fericiți, mai bogați, mai cu încredere în ei. Ori toate soluțiile propuse aici sunt excepționale, dar trebuie să le vedem în acest context. Luăm soluția de transport smart ca să facem ce? Să ajutăm ce? În Buzău s-au strâns anul trecut 66 de milioane de euro, la primărie vorbesc, din care 95% de la firme. Pentru că primarul dinaintea mea trebuia să iasă la nesfârșit primar, a luat numai măsuri de astea, deci totul pe firme, vin din mediul privat. Totul la firme, adică banii de la firme și ajutăm pe ceilalți. De fapt nu s-a ajutat, suntem probabil cel mai nedezvoltat oraș din România din punctul de vedere al infrastructurii. Bineînțeles că asta cu mâinile în sân și plecând de la această definiție a lui Stanford Institute, am creat un Consiliu de Dezvoltare a municipiului Buzău cu 4 comisii. În fiecare comisie am luat câte 10 oameni din elită. Din elita economică, din elita educațională, din elita culturală, din elita socială. Încerc cu ei până la sfârșitul anului să vin cu un plan de acțiuni pe perioada medie și lungă, plan care îl voi pune într-o dezbatere publică, dar de-aia adevărată. Am participat în primăvară din inițiativă privată să văd și eu ce înseamnă cel mai inovativ oraș din Europa, care a fost declarat în 2015 Amsterdam. Aveau inclusiv laborator de Smart City și v-au plimbat peste tot și cu tot felul de inovații, inclusiv în plan social. De exemplu, am participat la o întâlnire unde fuseseră 600 de meeting-uri în anul trecut, 2016, 75.000 de oameni și alți vreo 200.000 de oameni participanți prin intermediul rețelelor sociale. Dezbateri publice pe diferite teme și au ajuns structură privată și au ajuns să influențeze și Guvernul Olandei și Consiliul Local sau Primăria din Amsterdam. Deci au luat o mulțime de măsuri pentru dezvoltarea orașului, făcându-l smart city, plecând de la ideile oamenilor.
Am avut o discuție, cred, câteva ore într-o noapte cu cel care a inițiat acum vreo 12 ani această idee și am spus că, băi, vreau să merg pe elită. Păi nu vei face treabă că lumea se teme de elită. Și eu am insistat, domnule, elita este cea care poate duce înainte o comunitate, o țară, orice organizație. Și am spus și de trecutul nostru comunist și a început încet, încet să-mi dea dreptate. Și plecând de la elită, încerc la Buzău să mă duc spre un oraș smart, nefiind niciun smart acum. Eu am probleme cu... Am mai mulți câini vagabonzi ca în București, am mai spus, o groază de străzi neasfaltate și așa mai departe. Dar în paralel merg cu treaba asta. Și cea mai importantă treabă și este singurul proiect smart care deocamdată l-am inițiat și sunt în faza de licitație, vom fi primul oraș din România cu o platformă electronică de management educațional care o implementăm 100% la absolut toate școlile. Deci o platformă românească, dar una din primele trei în lume. Băieții ăștia de la ea și-au deja contracte în multe țări din Uniunea Europeană și pun foarte mare accent pe educație, pentru că fără lucrul ăsta nu cred că vom avea orașe inteligente, fără oameni inteligenți. Deci în condițiile în care școala a plecat, o treime din populația și a Buzăului, în populația activă mă refer, avem peste 2000 de apartamente goale, nu vorbesc de alea închiriate, și o mulțime de buzoieni și de români plecați în toată lumea la muncă și populația tânără, doar un singur exemplu, deci particip la, cum se numesc aștia, căsătorii civile. Deci până în 94 erau cam 2000 de căsătorii civile pe an. În primele 6 luni anul ăsta am avut 233 și nu vor fi depășite probabil 600 până la sfârșitul anului. Să nasc 600-700 de copii și înainte, până în 94-95, peste, e al meu, vă rog să-l închideți, mii de scuze, peste 2000-2500 de copii. Și pe soluțiile astea smart am făcut anul trecut o analiză diagnostică, să pot să văd ce se întâmplă în orașul meu, o analiză diagnostic pe cele 4 domenii, economic, educațional, social, cultural. Și am constatat că ne trebuie multă inteligență, inclusiv să vedem de ce se moare la Buzău și am făcut treaba asta, câte locuri mai am în cimitire, câți morți sunt și am constatat că până la sfârșitul anului nu vom mai avea niciun loc în niciun cimitir, și parohiale și municipale. Și va trebui soluții, nu este de râs, să știți că e o problemă și mi-am dat seama după oamenii care vin la audiență și spune anul trecut era 1500 de lei un loc de ăsta de parcare pe veci acolo, acum a ajuns la 4000, la 1000 de euro. Și trebuie să găsesc spațiu de parcare de asta, inteligentă. Pentru că anul trecut mi-a murit 2286 de buzoieri. E complicată viața. Deci problema este, acest concept de Smart City trebuie să vină spre dezvoltarea orașului armonios. Deci pe toate cele paliere, 4 paliere, mi-a plăcut extraordinar de mult această definiție a lui Stanford. Deci trebuie să te dezvolți. Să dezvolți capacitatea, pentru că capacitatea de a crea bogăție este mai importantă decât bogăția însăși. Este foarte important. Deci trebuie să te dezvolți în plan economic, în plan educațional, social și cultural. Vă mulțumesc, o să iau și am cerut domnului Mugur Istodea să-mi dea și mie tot ce s-a discutat aici și să încerc și eu să mă gândesc că pot fi și un oraș city manager, așa, dar nu în ăștia 4 ani, că este imposibil, dar măcar să mă gândesc. Este foarte important, vă mulțumesc. Vă mulțumim, domnule primar.